Vineri 20 iulie 2018 mă aflu în București, într-o crescătorie cunoscută și foarte apreciată. Este vorba despre crescătoria campionului Enache Constantin din Chitila, pe care îl salutăm. Vă salutăm, domnul Enache. Salutăm și ce faceți? Noi pe dumneavoastră. Sfârșit de săptămână printre porumbei. De obicei. De mult îmi doream să mai trec pe la dumneavoastră. Ultima oară a fost în urmă cu mai mulți ani. Am venit împreună cu prietenul nostru comun, domnul Cocoș Petrică, dacă vă mai amintiți. Da, da. Am făcut... Așa ceva nu se uită, nu se uită. Știu că v-ați mai făcut câteva modificări destul de importante și foarte eficiente din punct de vedere... Chiar vreau să vă prezint o crescătorie mică, modestă, nu foarte mare, dar foarte echilibrată în primul rând și... Eficientă din punct de vedere al rezultatelor. Destul de eficient. Aici intră și mâna dumneavoastră, dar și condițiile pe care le oferiți porumbeilor, condițiile, nu? Condițiile contează destul de mult la porumbei. În primul rând, sănătatea, curățenia. Da. De câte ori pe săptămână le faceți curat? Nu. La mine se fac de 3 ori pe an curățenie. Se văd că aveți grătare. Se văd grătarele la o înălțime destul de mare și nu trebuie făcut curat în fiecare zi. Da, într-adevăr. Stresează porumbeii toată ziua cu curățenia. Văd că aveți un spațiu foarte mare de la grătare până jos. Aici unde filmați este compartimentul de pui de anul acesta. Păi că n-aveți foarte mulți, înseamnă că au fost și cereri. Ați onorat și cereri multe, nu? Da, s-au dat și porumbei, dar nu cantitatea face calitatea. Totdeauna calitatea se face în cantități mici, nu în cantități mari. Așa, aveți dreptate. Pui de calitate... Da. Eu nu selectez pui la mână, nu selectez pui la... Bine, am văzut că aveți pui foarte bine crescuți. M-am uitat puțin mai devreme, ați arătat câteva exemplare la matcă crescute la vremea asta. Deci și vreau campionii să vă spun... se fac din ouă. Da. De când ouă porumbița se fac campionii. Da. Nu peste noapte. Da. Văd că aveți aici foarte mulți pui solzați, da? Aștept, nu pot să am, dacă nu am la matcă decât solzați și albaștri, am altceva. Vreau să vă duc acolo încât să-mi spuneți că familia noastră de porumbei de la reproducție e una foarte omogenă, așa să zic, nu? Din 11 perechi pe care le dețin la matcă la ora actuală, 9 sunt un singur neam. Frați și semifrați. Frați, semifrați, da. Aceeași ușă de porumbei. Da. Cu o infuzie extraordinară de la domnul Petrică Cocoș, da. Dețin de la dânsul trei femele și un mascul de excepție care în ultimul an au început să se vadă. I-ați infuzat în linia noastră de bază. Linia mea de bază, da, da. Cam asta e combinația pe ultimii ani. Mergeți în continuare pe exemplare valoroase de Campuis, nu? De câte da, și Campuis, și cei doi, și perechea de Campuis, masculul și femeia care i-am, dar au trecut ceva ani. Exact, ani, au confirmat și au dat locuri de unul la nivelul capitalei. Într-adevăr, și nu puține. Nu, nici foarte multe, dar au dat. Totuși, da. Sunt niște porumbei destul de buni. Cu puii cum stați la momentul ăsta? Ați început să-i antrenați? Nu, încă n-am început să-i antrenez. Zboară doar în jurul crescătoriei? Zboară doar în jurul crescătoriei. Probabil că o să-i duc când o să am timp de câteva ori. Până unde? Până la ce distanță? Și cam 100 și ceva de kilometri. Pe direcția de zbor? Nu neapărat. Dar nu sunt un zburător de înfocat de pui. Și asta din cauza bolilor care se generează toamna. Nu-i zbura și cu clubul? La club? Nu. Înseamnă că aveți șanse mari să scăpați fără adenocolii, fără alte... Nu. Eu nu țin foarte mult pui și nu am... Da, să vede. Aici câți aveți? Aveți 30? 29 de pui. 29 de pui. Ăștia sunt. Da. Eu știu, s-o mai lovi freunul la iarnă. Se pot întâmpla. Da, seria întâi și seria a doua, nu? Că unii deja... Două serii de pui. Cântă aici, da. Da, sunt destul de mari, zboară foarte, foarte bine. Da, cred. La cum știu eu că vă îngrijiți de ei. Și voi... Viitor arată și sună bine pentru la anul. Nu vă place cum au fost dați, nu? Cum arată da, la mână? Da. A fost un an bun. Că nu toți anii se scot pui la fel. Nu toți anii sunt de excepție. Sunt ani, poate fi un an în care pui foarte buni și poți să ai un an, doi, în care pui mai puțin buni. Sunt ani, cum am avut 2016, un an de excepție. La ora asta am patru porumbei de 2016 care
oricare poate să iasă în top 3 pe capitală. Da. La viteză și la demifond și la las. Mai sunt câteva etape. Câte etape de concurs mai sunt 3 etape de concurs. La momentul ăsta, să zicem, sunt peste grafic, să de ce îmi propusesem. Deci, ați obținut punctaje mai bune, să zic, și punctaje clasă mult mai bune decât anul trecut. Super. Mult, mult mai bune decât anul trecut. Super. Am avut și mai mult timp la dispoziție. Porumbeii s-au aranjat, s-au, să spun eu, s-au obișnuit cu noul mod de trai. Nu se poate realiza performanță peste noapte la Porumbei. Proiectul acesta, știți că am avut o discuție, l-am început, sunt aproape 10 ani. Exact. Aproape 10 ani aproape, de când da. Facem, de când am renunțat la Porumbeii de fond, de Porumbeii de general am renunțat să zbor categoria fond. Nu s-a născut încă columbofilul campion la toate categoriile. E greu asta. Aici nu înțeleg mult și își dorește totul și e destul de greu.